În ultima perioadă, cel puțin în perioada de când a venit pandemia peste noi, am început să redescoperim Moldova cu toate frumusețile ei, cu drumurile ei pe aici, pe acolo, nu foarte bune, dar cu oamenii săi atât de primitori, cu bucatele ei fenomenale și cu peisajele minunate pe care le avem. Noi am descoperit Moldova, dar Moldova încearcă să cheme cât mai mulți turiști și de peste hotare. Fii oaspetele nostru din nou! Un spot de promovare a imaginii țării noastre peste hotare. Haideți să-l vedem împreună și poate vă facem și vouă poftă să reveniți acasă sau cel puțin să-l arătați străinilor, să vină ei să ne viziteze țara. Când vin oaspeții? Oaspeții vin când să așteptați. Vin. Vin. Așa să ajungem. Vin! Vin! Spot. Parcă eu vreau să mai călătoresc practic în toate locurile pe care le-am văzut în acest spot. Am reușit să ajung nu doar o singură dată, dar mereu când ved oamenii ăștia zâmbitori dincolo și oamenii care sunt în spot sunt chiar oamenii care stau în spatele afacerilor locale, turismului local. Fii oaspetele nostru! Iar despre asta urmează să discutăm cu Victoria Bucătaru, directoarea Asociației Naționale pentru Turism Receptor. Un mesaj frumos avem aici, un spot nemaipomenit. Fii oaspetele nostru, doamnă Bucătaru! Bine ați venit! Mă bucur să vă revăd! Nu avem plăcinte, nu avem sărmăluțime, scuzați, dăm cu ce avem. Eu ți-am adus ustensil tare bunicică pentru a călători. Oh. Poți ascunde aici și izvar, dar nu spune nimeni. Super, minunat! Ține și o turbiță, ca să fie comodă. Reutilizabil tot. Mulțumesc din suflet. În primul rând, felicitări pentru acest spot. Mulțumesc! A durat un pic realizarea lui, ați așteptat să se facă cald. Da, dar s-a mobilizat echipa foarte frumos. În două zile s-au întâmplat filmările. Deci, odată ce toată lumea așteaptă acest moment, pentru că noutatea este superbă, că anunțăm redeschiderea sezonului, ceea ce este minunat după o pauză pe care am trecut-o, pe care am parcurs-o toți foarte greu și știm, nu e nevoie de explicații, nimic. Deci este o veste absolut minunată. Fii oaspetele nostru din nou și este realizat anume cu toți antreprenorii din industria turismului, pentru că ei singuri să-și deschidă porțile, să fie vizibil, că sunt deschiși, sunt gata, sunt pregătiți. Pentru că dacă a fost o pauză datorită restricțiilor pentru vizite, să știți că ei nu s-au oprit de muncit, pentru că noi am fost alături de ei mereu. Am făcut instruiri, au deschis terase noi, au extins locurile de cazare, pentru că acest timp și această pauză au valorificat-o foarte frumos și util
astfel încât acum tocmai să faceți acest pas, să-i descoperiți, să-i redescoperiți. Foarte multe vinerii, case de familii, cumva au început să primească oaspeți și să gătească. Gospodarul face vinul, gospodina gătește. Da, cel mai des se întâmplă astfel, pentru că pentru unii este un vis de o viață, pentru alții e o muncă de vreo 7 ani și dacă s-a întâmplat lansarea exact într-un an pandemic, ei nu s-au oprit. Sunt cei mai curajoși ai noștri și vreau să vă spun că aveți foarte multe pensiuni noi de vizitat, la calitate foarte, foarte înaltă, pentru că noi avem norocul să-i vizităm, să-i curăm, să-i ghidăm, să-i instruim, să-i susținem într-o perioadă atât de dificilă. Să-i susținem și datorită partenerului strategic timp de 6 ani. A fost alături împreună cu asociația noastră aproape de fiecare și le știm absolut toate necesitățile și toate evoluțiile și sunt tare mândre de ei. Deci în acest spot minunat vedeți cum se aliniază industriile, știind că cei din industria turismului au adus-o foarte greu, au venit ăștia de la Creativ, au pus umărul, am scos un spot minune și mai ales că este o continuare a renumitului spot Be Our Guest Fee, da, oaspetele tot mai de asta vreau să zic că o continuare frumoasă și vrem să revedem spotul de acum 4 ani sau un pic mai mult chiar. Da, el... Când a venit Brad Pitt în Moldova? Păi, cum este misterios personajul și tocmai că a fost lansat atunci de Atelier și de regretatul Viorel Mardare, a acumulat peste 2 milioane de contacte acel spot. Deci este firească această continuitate, pentru că noi suntem gata să-i primim din nou și suntem cu sufletul la fel de mare și deschis. Și tocmai acest spot comunică acest fapt, că ați văzut toate noutățile, cât am reușit să includem într-un spot de 30 de secunde. Da, în doar puțin. Zic să revedem spotul cu Brad Pitt, după care revenim să vă povestim în câte pensiuni sau locații turistice puteți să vă odihniți vara asta sau puteți să vă invitați prietenii de peste hotare. It will take an hour, maybe two. Well, I'll just go for a walk then. Okay. For you everywhere. Let's go. Caricu. Ai mai stat o leacă? Moșule, mă tali măcar știi cine-i ăsta. Dar cum să nu? Păi ăsta-i oaspetele meu. Find yourself in the heart of the countryside. Rediscover what it means to be the most welcomed guest. Visit the authentic Moldova.
Da, Moldova autentică, de care mulți se rușinează, din păcate, dar în ultimii ani învață să aprecieze și să poarte cu mândrie și tablourile cu porțile naționale și magneței din Moldova cu mai multă mândrie. Am învățat să ne iubim țara în ultimii ani. Eu cred că este un efect foarte bun al pandemiei, pentru că toți fixați locului, practic au fost nevoiți să-și savureze zilele libere, concediile și au rămas uimiți. Ceea ce este absolut important, pentru că tot ei vor fi mesagerii către turiștii următori. Și ideea este că ei deja cunosc o bună parte din pensiuni, din sporturi active, din ceea ce oferă oferta turistică a țării, din ceea ce este per moment, și sunt sigură că toți cei care vor veni de peste hotare vor beneficia de ghizi personali, ceea ce este absolut minunat, și nu cred că le mai este atât de jenă. Din potrivă, o să contribuie cu un sfat, o să contribuie cu un ajutor, și chiar în acest moment, în cazul când vă este drag acest spot, eu aș zice să vă distribuiți, pentru că noștri merită să fie vizitați, gazdele vă așteaptă, ați văzut în spot chiar pe proprietari. Ei ne anunță despre primele grupuri de turiști. Deci vin din Polonia, vin din România, ne sună, se interesează de restricții, se interesează că se conformeze tuturor regulilor, pentru că este foarte important și toate aceste destinații turistice au deja și acreditarea de safe travel, ceea ce înseamnă că puteți să accesați în siguranță, i-am acreditat, i-am verificat, sunt respectate toate măsurile, deja atâta timp toată lumea le știe pe de rost. Deci fiți oaspeții Moldovei. Da. Și voi, cei care sunteți plecați peste hotare, sunteți ambasadorii țării noastre, arătați-le vecinilor, colegilor, prietenilor voștri de peste hotare să vină acasă. Iar atunci când veniți, mai luați câte vreunul cu voi, pentru că avem locații, cel puțin pe profilul meu de Instagram, în fiecare zi primesc mesajele. Luda, unde să merg acolo cu familie? Da, unde să merg dincolo? Vreau să înot, vreau să fac asta. Cu mare drag răspundem tuturor. Fiți oaspeți voștri în țara voastră și aduceți și alții.